Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, ca binele să ajungă la noi. Așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care, de la nașterea ta, este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Prezența Tatălui l-a înconjurat pe Hristos și nimic nu l-a lovit în afară de ceea ce a îngăduit iubirea infinită pentru binecuvântarea lumii. Acesta era izvorul mângâierii sale, acesta este și al nostru. Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos rămâne în Hristos. Orice ar veni asupra-i vine de la Mântuitorul care îl înconjoară cu prezența sa. Nimic nu îl poate atinge dacă Domnul nu aprobă. Toate suferințele și necazurile noastre, toate ispitele și încercările, toate întristările și durerile, toate persecuțiile și privațiunile, pe scurt, toate lucrează împreună pentru binele nostru. Toate experiențele și împrejurările sunt lucrătorii lui Dumnezeu prin care binele ajunge la noi.